Da, nicio stare. Uite, deja vrea să sară. Da, 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 da. Nu am ce face. Și e masivă, e bună. Se fac, trebuie să o bag înapoi. Să nu sară cumva să jucă cum o vedem. Mai periem un pic mâine, că acum e sărbătoare. Sigur. Avem și o masculașă aici tatuat. Să scoatem puțin afară. Asta îmi place foarte mult. Are o poziție super, super, se ridică așa de frumos singur. Acum trebuie să se liniștească un pic, să vezi ce frumos se ridică. Din care e stat, din? Cu care e scos? Ăsta e tot din Bolovan. Aha. Da. Chis. Și care e masa? Masa. Masa e... Mi se pare închisă. Asta uh-huh. Sper să nu mă înșel, dar asta e masa. Dar oricum am scris tot în agenda ca lumea care, cât în ce dată, câți ori fost, câți am lăsat. Frumos. Asta lasă lumea un pic să linișească, să vezi cum se ridică el singur. Se ridică foarte... Da, am ținut. Are poziție bună. Contează foarte mult pe un mascul să aibă poziție. La mine am văzut asta și îmi place. Hai mă sus. Îmi place bani. Are poziție frumoasă, dar... Picior gros pe față. Dacă ai, uite. Da. Dacă ar fi timp să-i scoți toată ziua pe masă, uite. Da, da, da. Toată ziua să-i tot scoți, să-i tot... Dar nu avem timp că merge la muncă, știi și tu cum e. Normal. Poate ziua muncă, muncă și iar muncă. Alergând după el să-l prindem. Să vedem în poziție. Cum o arăta la 6-7 luni? Se dezvoltă bine, spun eu, că are plecare bună de acum. Blana pentru un masculaș e foarte, foarte bună. Un picior gros, călcătura oare bună în unghii. Vedem ce urmează. E grijin și noi cum putem. Frumos. Hai, la tata se duc înapoi. Nu tu mai zgâria toare asta? Nu, nu, nu. Nu asta, așa? Asta aici, nebun, mă zgâria. Asta ultima care am adus-o. Are și o poziție atât de frumoasă. Hai la tata. Hai la tata. Să-ți mai schimbi un pic culoarea când pălește și ea. Îmi place că ține bine urechile. Și atât de frumos să ridică asta la poziție, uite. Da. Imediat se ridică singur. Să vedem. Peste o lună, două, dacă are valoare, are. Dacă nu, o facem cadou cuiva. Trebuie să aibă. Păi da. Atitudinea o are. E, e. Se ridică frumos, de-aia îmi place de-aia. Mai sunt. Mai sunt pitulați pe aici câte un iepure, doi? Da, da, da. Hai sus, hai la tata. Hai sus, hai la tata. Hai la tata, sus, hai. Frumos, da. Hai să cum se ridică, să nu. Pentru o femeluță. Să vedem. Să vedem ce ieși și din ea. O să dea și ureche frumoasă, mare, deschisă. Grădinița. Domnul Nicu. Mai am aici o masculă, o femeie, dacă vrei să scoatem și pe asta. Hai cu tata. Asta e și ea de, de aprilie. Bine dezvoltată. Hai la tata. Ia uite. Nu vrea să iasă din cușcă nici cum. A intrat vulpea la iepuri. Ia uite-o, gaur, femeluță groasă. Foarte bun. Ureche lungă. Aprilie? Aprilie, da. Foarte ok. Asta nu s-o dau la domnul Cernoțeanu. Din păcate n-am avut ce s-o trimit. Ro 21. Da. E martie. 3-8. E martie. Da, 3. E martie. E pe sfârșit. Ba nu, e din... Da, da, e din seria cu martie. Am început să-i încurc cât de mult sus pe aici. Hai la tata. E destul de cilindrică. E, e. E pe acum, pentru vârsta ei. Să vedem ce ieși. Să facă și asta sănătoasă, să dea niște puiuri frumos. Da. Urechile și le ține bine. Da, foarte ok. Chiar bine.
E un pic agitată până se ridică ea, până se liniștește. E normal să... de scoasă de la ea de încuscă direct pe masă, e normal. Nu prea stau toată ziua, dar e normal, nu poți să stai numai la ei, mai ai su treabă, mai... Chiar nu-i timp, hai la tata. Trebuie să facem și un masculaș. Asta încă nu-i tatuat. Are undeva câte 4 luni bune. Frumos. Să-l vedem și cu el. Bravo, domnul Nico, aveți aici exemplare de top tineret. Tineretul și unde a țării să avem unde alege. Și ceva de iarnă. Da. Oricum, alea 3 o să le bag în... Cum au făcut 8 luni bune, le bag la muntă. Deci, pe la sfârșitul septembrie, le bag la muntă. Începutul octombrie. Scoți o serie de pui din... Foarte bine. Din toamnă. Și pe urmă mai băgăm o dată în ianuarie. Decembrie. Da, da, da. Și atât. Suficient. Hai la tata să te punem la loc. Uite, aici am o pereche de neotineri. Hai, vezi. Tineret. O femeie sunt mascul. Moș. Uite. Uite, nici nu mâncă. Numai granule le alege, uite. Mandiți. De-o fi sete, acum imediat le punem niște apă. Mai am aici o femeie frumoasă de neo la o soră cu masculașul ăla, hai treci. Uite ce curată și albă. Da, da, da. Asta o țin pentru munte. Hai. Tu speria tot. Mos. Mulțumim lui Dumnezeu de ce avem. Mai mult de atât. Mai avem îmi place, îmi place, îmi place. Hai să le arătăm și oamenilor și o femeluță cu mic de fel la ureche. E soră cu astea două de aici. În 6 acum a făcut 4 luni. Eu plecat un pic cu ureche într-o parte. Eu am avut defect. Ea avea cele mai lungi ureche asta. E, dar eu am avut defect mai grav și tot le-a ridicat. Cristi le-a avut odată, uite așa le-a avut, pe un exemplar, ce motoret. Pui bun? Da, dar vreau să spun că le-a ridicat, da. N-a fost problemă. Da, da. E și căldura asta. Pe aia e. Așa ar fi frumos și că lungă. E frumoasă, da. Urechile lungi, lungi. Ureche mare. Eu zic soții. Soția acolo și așa și o vezi tu pe toamnă. Eu zic că așa vine. O blană nu foarte bună. Uite, acum, de exemplu, ține bine. Vezi, mă, da, da. În funcție de atenție, cum și-o captează. Să vede. Am mai avut odată o femeie matură cu făcut pui. Avea ureche, dar mai mult mai bleagă. Și nu, nu am avut treabă cu pui. Toți și le ținut drept pe urechile. Așa ar duce pe lungă. Să vede. E, dar uite, atitudine, adică împinge în picioare, nu are treabă, nu e de aia lipită pe masă și atât. Hai că mai avem una frumoasă acolo. De martie. O scoate și pe aia. Masculul de la domnul Stănică. Vă scoatem și pe aia, dacă vrei. Uite aici mai avem o femeluță bunicică. Hai la tata. Da, da, da. Astea le-am ținut eu pentru masă. Vede? E bine, e bine, e bine. Asta e cu... E pe culoare, cum îți place ție. Da, da. Să vedem cum e, da? Da. Marte. Marte, da. Mos. Așteptăm să pui de iarnă. Să evolueze. Pui de iarnă cu imunitate bună. Da. Merită să lucrezi. Uite. Asta așteptam. Da. Sigur. E bună, e bună și în ureche. Are e ureche lungă. Le ține chiar bine. Da, da. Nu are simetrie, nu are nimic. E în armonie cu corpul. Da. Să vedem. Bravo, fata, bravo. Felicitări, domnul Nicu, pentru exemplare. Îmi place. Îmi plac.
deosebite. Eu mai puțin, tu ai mai mult, tu ai lucrat mai mult, ai muncit mai mult. Bine, loc de mai bine e. Da, da. Dacă le dăm mâncare, să fac curățenie, apă curată. Mergem înainte, ne lăsăm. Da. Cam atât, prieteni. Vă salutăm cu respect. Doamne ajută. Vă mulțumim tuturor abonaților. Numai bine.